Premierul Emil Boc a sosit în Giurgiu în jurul orei 17, după ce a participat la o întâlnire cu colegii de partid la Comana. Ajuns în fața Ateneului Nicolae Bălănescu, primul ministru i-a luat la întrebări pe cei câțiva cetățeni care se adunaseră pe marginea drumului pentru a-l vedea. Câți dintre voi sunteți membri PSD? Suntem cetățenii acestei țări cu toții, dar nu contează. Dar vreau să știu, măcar să știu corect, dacă discuție politică sau discuție cetățenească. Nu e o discuție cetățenească, domnule. Care nu e membru PSD de aici? Domnul prim-ministru. Sunteți toți colegi PSD. Suntem cetățeni. De-aia vreau să știți că vă respectați. Puteam veni mai devreme să vedeți câte mașini frumoase și luxoase au fost aici în față. Asta nu e lumea mea. Nu am nicio mașină luxoasă. Nu, sunt bugetar. Dacă e posibil ca eu la 39 de ani de serviciu, dacă e posibil ca eu să am 6.900.000 salariu net, e posibil așa ceva? Și poate mai bine țara să ne dea astăzi. Atâta se poate da țara. Și vor veni și vremuri mai bune, domnule prim-ministru. Păi azi de la 1 ianuarie, 15% pe bârsa bârsa. La anul viitor să revine la salariile tăiat. Dar de ce la anul viitor?